E altceva, există câteva denominații care până în 2008 mi se pare au fost un pic puse sub semnul întrebării. Tot ce pot să vă spun este că am fost la fața locului, la Comârzana, producătorul este Dregan și vine de fapt Comârzana ca o contracție de la Cămara Zânelor. Și ideea e că producătorul merge 100% pe produse naturale, fără niciun fel de adaos, fără alte jucării. De fapt, toți producătorii au fost selectați în seara asta tocmai pe același criteriu. Nu cred că merge ca un altceva. Pentru că e foarte important ca aceste băuturi să nu fie, să nu schimbe, hai să zicem, echilibru de a doua zi. Sau stăm noi aici și stați dumneavoastră aici. Nu știu dacă a început deja colegul meu, Adrian.